la nivelul Piteștiului, fiindcă dacă ne gândim la zona aceea din zona podului care delimitează Bascovul de Pitești, cetățenii, inclusiv lăbușești, nu sunt ai municipiului Pitești. Deci, la nivelul municipiului Pitești, am avut ca distrugerii himnatul public, vreo 200 de metri liniar au fost afectați, dislocați doi stâlpi de iluminat, 7 copaci, 7 plute, la fel luate apa, 2 bănci, 3 coșuri de gunoi. Astea sunt luate, sunt inundații la nivelul parcului Uncă Argeșului. Din cauza ploilor torențiale au fost afectate în Pitești 20 de case și 25 de gospodării, curțile și grădinile. Deci 20 de case intrate în ele sau pe lângă ele, dar 25 de gospodării. Inundații au fost în zona Calea Câmpulung, Turcești, Prundu, strada Fundătura Nicolae Bălcescu, 4 case, pe strada Găvenii, 10 case. Noi avem și numerele de case respective. Sigur, la solicitarea cetățenilor au intervenit colegii de la inspectoratul pentru situații de urgențe municipal, cu pompe, cu cei de la apă și canal, cu serviciul public de exploatare a patrimoniului. Am scos apele din case, chiar de prin grădini, de prin curți, astfel încât aseară, pe la orele 10 și ceva, 10 și jumătate, nu mai erau probleme majore. Sigur, au fost în curți, au fost în curți ape, au fost care, sigur, s-au retras. Iar la Ocean, la Real, parcările inundate, ați văzut și dumneavoastră, un metru și ceva apa, este domeniul lor, i-am ajutat și noi să la desfundarea canalelor, dar rămânând în continuare astăzi să și facă dumnealor curățenie. La Alexa Drexel mai la fel inundate halele de producție și la Dedeman foarte puțin. Cam astea au fost problemele, să spunem, în mare la nivelul municipiului Pitești. Ceea ce este un lucru bun este faptul că în zonele de obicei cu probleme la noi, și anume Turceștii, Valea Turcești, pe strada Gârlei, acolo unde toată lumea știe de punctul la grătare, n-au fost probleme. Pe zona Trivale, zonă care în urmă cu 6-7 ani de zile erau probleme, n-au fost probleme și mă bucur că acel baraj din pădurea Trivale, baraj pe care l-am executat în urmă cu, cred că 10-15 ani, a rezistat. În continuare, astăzi, la orele 11, am avut o analiză, nu i-aș zice comandament, o analiză cu toți factorii care ar trebui să intervină, ar trebui să se alerteze sau să-i alertăm atunci când sunt probleme, fiindcă din nou s-a anunțat cod roșu astăzi, din noaptea asta până noaptea viitoare. Cod roșu, da. Cod roșu, se spune cu precădere, vedea, dar nu cred că se limitează numai acolo. Sunt căderi masive de ploaie fără precedent. Și de multe ori și neașteptat. La Bascov au fost probleme mari, în zona Zăvoi, în toată zona acestui pârâu, care altfel este, pare el, nevinovat. Deci am discutat astăzi cu membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență a municipiului Pitești și acum, la ora asta, toți sunt la punctele pe care noi le considerăm a fi oarecum sensibile, să încercăm să
mă rog, să luăm resturile care au fost aduse ieri de ape, azi noapte, ieri, și să lăsăm calea liberă dacă cumva la noapte va fi iarăși rupere de nori. Ceea ce este rău însă, sau ceea ce este în continuare rău, este că pe lângă aceste distrugeri pe care le vedem noi și care se dau la televizor, sunt distrugeri enorme în agricultură, pentru păioase. Nu se pot recolta, sunt oameni care își puseseră speranța în aceste culturi de orz, nici orzul nu s-a recoltat, deși orzul trebuia să recolteze de mult. Nu mai vorbesc de grâu și de secar. Asta este natura. Am avut prevăzute în programul de investiții locuri de joacă pentru copii și locuri de fitness. Și am montat 6 locuri de joacă pentru copii în Prundul. Dacă doriți, vi le putem da să le putem face. Care dintre dumneavoastră doresc, le putem da și scris. Deci, loc de joacă în Prundul între blocurile B10, B11, altul tot în Prundul între B14 și B15, în Războieni la blocul 5, tot în Războieni la blocul C4, în Mărășești la blocul 2 și loc de joacă pe Bulevardul Republicii vis-a-vis de școala 8. De fapt, un pic mai spre Prundul. 20 de bucăți montate în cele 6 locații, 16 bănci, 20 de bucăți, piesele locurilor de joacă, 28, 16 bănci, 13 coșuri de gunoi, 750 de metri pătrați de suprafață cauciucată, covor de cauciuc turnat jos. Împrejmuire 105 metri liniari. Fitnessurile, avem 4 aparate de fitness cu 44 de piese. Împrejmuire 143 metri liniari. Unde le-am pus? Tot pe Bulevardul Republicii vis-a-vis de școala 8, lângă acel loc de joacă pentru copii, ne-am gândit că e bine din multe puncte de vedere. În Trivale, blocul 65B, blocurile C5, C6, C7 din Găvana 3 și blocul C4 din Războieni.